Starea dragilor. Iată că s-a mai călătorit o toamnă. Nu știu zău cum a trecut timpul, că parcă mai ieri reveneam de prin vacanțe. Cert este că am fost și rămânem a fi aproape prin emisiunea noastră Vedete fără secrete. Aproape de noi și de acum înainte, cei de la magazinul vestimentar Flo, cât și artiștii tineri și consacrați ai neamului nostru. În speranța că o să rămâneți și voi parte din gașca noastră frumoasă, dăm start acestei ediții. Primul meu invitat a strâns roade bogate în toamna asta și să ne zică mai multe chiar el, Marc Stem, astăzi la Vedete fără secrete. Bună seara. Salut, și bine ai venit! Bună seara! Mersi mult pentru invitație! Cu mare drag, fii binevenit astăzi și oricând. Am zis de roade bogate, ai avut succese frumoase în toamna asta și mă refer mai mult la videoclipul meu lansat. Da, da. Este prima piesă în care producția a fost aproape în totalitate făcută de mine. Este ceva foarte important, dar în același timp emoționant pentru mine. Producția audio, zici? Sau da, video? Despre ce vorbești? Instrumental, despre audio. Mm-hmm. Aranjamentul muzical? Despre aranjament. Ok, cum se numește piesa asta? Doar noi. Doar noi. Textul, muzica? Eu și Irina Cupco. A, așa, am înțeles. Și aranjamentul muzical tot de tine făcut? Tu, da, eu. Ce bravo ești, dar tu unde ai învățat să faci aranjamente și când? În studio, pe net, pe YouTube. Ai tu un studio acasă improvizat, da, sau cum? Băieții au făcut un studio și acolo eu îmi petrec cam toate zilele. Libere? Nu libere, chiar toate zilele. Chiar toate zilele? Chiar toate zilele. Păi tu ce vârstă ai, secret? Poți nu, să nu secret, 20. 20, mulți înainte. Da, mersi. Nu mai faci nimic? Nu înveți? Nu lucrezi? Nu, studiez inginerie auto la UTM. Aha. Dar nu prea am timp, nu prea am timp să plec pe acolo. Păi, ești la fără frecvență? Nu. Nu? Ei! Nu, sunt la fără frecvență. Păi ești sau nu ești? Domnule profesor, luați-l de ureche acum, hai! Sunt. Măi copii, mai învățați, învățați și învățați! Cum să vă zic? Învățați. Tanti doina acum. Bun, ziceai de revenit la studio, deci acolo îți petrești timpul și este creația ta, da? Da, da. Muzica, așa cred că mai văzut de tot. Da, sunt emoțiile mele, trăirile mele, practic ceea ce a fost. Ce s-a întâmplat cu mine vara aceasta m-a motivat să scriu această piesă. Dar ce s-a întâmplat cu tine vara aceasta? Păi, tot e ok? Ești în ordine? Nu, sunt ok. Acum sunt ok. Păi s-a întâmplat. Dar ai avut o traumă, tu sufletească acolo, da? Ceva sau? Da, ceva de genul ăsta și mi-a venit muza constant. Și nici nu mi-am dat seama cum și a apărut linia aceasta melodică și am spus că nici nu știi dacă să te superi pe fata aia sau să-i mulțumești. Păi deja... Dragă, ai făcut un bine, ai sporit creativitatea băiatului, o mai apărut o piesă frumoasă în țara asta. Da, eu i-am spus și ea s-a bucurat, chiar nici nu mă așteptam la așa un răspuns călduros, credeam că o să fie ce o conversație de asta stranie. Du-te măi, da, într-un fel. Nu știu, și rușinoasă, dar a fost totul chiar... prea bine, ca să fie adevărat. Da, ai văzut și din eșecurile din dragoste se nasc lucruri mărețe. Bun, acum să trecem la videoclip, da. Pentru că tu ai făcut bine că ai început cu piesa. Da. Vine piesa mai întâi de toate, da, și după care se îmbracă în haina. Da. În toate clipurile și în toate piesele iubirea moare, da? Nu ai niciuna când iubirea vine? Ea nu moare. În primul clip ea moare. Aha, da, nu e iubirea. În fiecare piesă e o temă diferită. Dar toate așa ușor cu tentă negativă. Până la urmă sau... Până la urmă, dacă ne gândim, păi da, da. Păi da, așa vezi tu lumea în culori mai sumbre, mai... Sau care-i treaba? Nu știu, asta e starea mea, asta e stilul meu. Adică tot ce simți bine dacă simți rău? Nu, nu-s chiar de asta, nu-s așa de funebru eu în suflet. Aha, am înțeles. Sau faci așa muzică că știi că jalea asta prinde la public sau cum? Nu mă gândesc cu scop comercial, Ia la mine ceva de genul la o terapie. De exemplu, am o pată pe suflet și mă simt cam rău. Și, uh-huh. și ca să nu țin asta în mine mai mult timp, mai bine iau chitara în mână și deci te răzbuni prin muzică. Nu e răzbunare. Nu, zic așa, artistic să fie, artistic, da, metaforic. Metaforic, da. Da, și atunci când ții bine, nu scrii? Acum eu îți dau o sugestie, cine știe, poate fi de exemplu, dar... ieri și azi mi-a fost bine, da? Adică și acum, ceva? Și acum. Și nu mi-a ieșit nimic. Ia după interviul ăsta să vezi cum îți vine muza. Păi dacă o să fii tu muza mea. Da, hai te rog, ce să fac să fiu muza ta? Așa? Nu, e ok? Așa. Nu? Nu așa?
Bun, am înțeles. Deci clipul e cu echipa, da, cu băieții. Care sunt rezultatele pe care le-ați obținut la această clipă? Sunteți mulțumiți de feedback-ul pe care l-ați primit din partea publicului? Da, suntem foarte mulțumiți, chiar dacă doar noi, ultima piesă este abia lansată, am primit cel mai multe mesaje până acum, care oamenii spun că se regăsesc, că piesa asta e ajuns la nivel cerebral în ei, că... Mădva spinării, îi furnică când o ascultă, clar, transmite emoții, am zis. Uite, acum eu să știi că glumesc, dar te tratez chiar foarte serios, pentru că te respect pentru ceea ce faci tu și echipa ta. Apropo de asta, acum mă gândesc, dacă nu-ți place să fii un muză de genul ăsta, poate să te bat, să-ți fac ceva rău, că la tine, dacă îți face ceva rău, omul îți vine, ce să-i fac, să-i dau cu apă, să te inspir. Dar nu cred că e numai decât trebuie să mă simt rău ca să scriu ceva, trebuie să simt, la general, trebuie să fiu într-o stare. Deci trebuie să fii om simțit. Simțit, da, deci dacă ești nesimțit, nu poți să scrii, trebuie să fii om simțit. Asta era. Da. Tu nu lucrezi nicăieri, deci faci doar muzică. Da. Și în studii. Fac doar asta. Da. Cine te susține în creație? Pentru că nu este ușor să-ți construiești tânăr fiind în drum prin muzică. Sunt totuși niște investiții, afară de faptul că sunt investiții spirituale, sunt și investiții financiare, știi? Păi da, păi spiritual am tot suportul, începând cu familia, prietenii cei mai buni și atât și echipa, că la urma urmei suntem prieteni foarte buni, deja prietenim de 2 ani și am fost și prin momente mai grele și prin momente mai bune și ne-am împrietenit bine. La financiar sunt onorat prin faptul că băieții mi-au dat așa oportunitatea să ia pe seama lor toate cheltuielile. Deci niște producători și manageri și tot, da? Da, tot. Sunt foarte bravi. Bravo, băieți, înseamnă că au văzut în tine... Da, au văzut ceva în mine. Au văzut în tine ceva, da, ceva. E bine spus. Ceva. Care sunt admiratorii tăi? Îi întâlnești pe stradă, tu comunici cu ei pe Facebook, îi vezi la față? Cine sunt ei? Care e publicul tău? Publicul meu, cred că mai mult sunt fete. Nu pot spun că mă ascultă mai mulți băieți, mă ascultă mai multe fete. Mm-hmm. Asta e. Care sunt scenele pe care cânti, afară de videoclipurile pe care le promovezi tu la televiziune, da? Sau echipa ta? Am fost invitat, începând cu Balul Bobocilor, până la niște concerte mai mari, care o să aibă loc în curând, pe scenele mai mari. Cam asta, încet, încet, ieșim și noi în lumea asta mare. La lumină! Da, la lumină, dar până când noi mai mult ne axăm pe producție. Ca să avem cu ce să captăm urechile oamenilor. Când ați început să faceți asta? Noi am început în 2016, în martie, dar ne-am lansat peste un an, în anul acesta. Uh-huh. A fost 7 martie lansarea și de atunci îi dăm bătaie, cum să-l spune. Din mai, da, pe la sfârșitul lunii mai, am început să mă ocup eu, adică băieții au făcut studioul, l-au finisat în totalitate și deja am început să petrec chiar în fiecare zi, bine, aproape de poate duminică sau sâmbătă să mai scap, și să lucrez la ceea ce îmi place și la ceea ce mă reprezintă, căci trebuie să ai un motto în viață și asta e, fă ceea ce te reprezintă. Asta e mottoul tău. Asta e mottoul meu. Adică am mai multe, dar unul din ele. Că vrei să ieși la lumină, am înțeles, dar cât de sus țintești? Unde e termenul ăla limită? Cum te vezi tu? Eu sunt genul ăsta de persoană că mai bine tac și fac decât să vorbesc și să arunc așa cu vorbe la dreapta și la stângă, cu uite, eu așa, să ajung așa. Dar tu ai tu un vis acolo, că bănuiesc, nu faci acum muzică în studio toată ziua, dar vrei să ajungi doctor, veterinar, înțelegi ce spun? Nu, am vedere. Adică asta, cum te vezi tu, te vezi realizat prin muzică, da, la general? La general. Muzica, cum să-mi zici, știi că uite, Hollywood-ul sau, nu știu, Londra e orașul viselor tale sau scena mare pe care vrea să cânti sau... Ziceam, dacă te vezi în domeniul ăsta și cum îți vezi tu cariera? Te vezi până la dânci bătrâneți, cu cârja și cu microfonul? Păi, ești gata să duci crucea asta? Sunt sigur că o să vină momentul ăla în care o să las microfonul mai la o parte și o să mă ocup de, nu știu, să-i ajut pe alții deja. Cum pe mine m-au ajutat, așa și eu să-i ajut pe alții. Asta. Dar tot în domeniul artii, Da,
nimic nu mă reprezintă așa de tare cum mă reprezintă muzica. Și nu mă regăsesc în ea așa cum mă regăsesc în alte domenii sau alte specialități. Bun. Nu mai vreau să te bat la cap și să intru așa acolo în gândul tău. Te las să taci și să faci, cum ai zis tu mai sus. Mersi, da? Mersi. Iar noi o să te descoperim prin realizările pe care o să le ai. Mersi că ai venit. Da, vă mulțumesc foarte mult și să am cea mai mare plăcere să ne revedem în curând. Cu mare drag. Baftă și eu zic să vedem videoclipul, da? Da. Dragii noștri, chiar acum vedem videoclipul lui Mark Stem și piesa lui, nu doar videoclipul, audiție, vizionare plăcută. Sperăm să vă placă ce a ieșit sau să vă placă să-l revedeți dacă ați reușit să faceți asta. Hai! Tu ești un infractor, ce-aș vrea să mă omoare. Așa cum n-au să facă alții. Cu zâmbete ca gloanțe, țintești în puncte slabe o marionetă în piesa ta. Te-aș venera și peste mă, cum naiba să te scot din mintea mea.
Dragii noștri, mai salutăm cu drag încă un oaspete al serii de astăzi. Este vorba de tânăra interpretă Lavinia Rusu. Deși la o vârstă fragedă deja a reușit să-și facă un nume frumos în lumea muzicii noastre naționale, mai nou, în calitate de, nu știu, tânăr, sau cum să zic, pentru că până acum te vedeam mai mult la categoria copii. Și acum deja încerci să urci o treaptă mai sus și să te afirmi ca și tânăr interpret, așa că succes și felicitări pentru noua ta lucrare muzicală și video. Salut! În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru compliment. Da, eu cumva încerc acum prin această lansare să intru încet, încet în lumea muzicală matură de la noi, propriu zis în industria muzicală, și cu pași mărunți, sigur, vreau să apar și eu ca artist. De aceea și am făcut acest videoclip, ca să mi se arate mai bine imaginea, ca să mă cunoască lumea vizual, nu doar prin vocea mea. Da, așa e, sunt primii pași și eu sper ca totul să fie și să decurcă frumos în continuare. Bun, sunt primii pași pe o treaptă nouă, dar eu te-am văzut de-a lungul anilor nu o singură dată pe aceleași scene cu mari artiști ai neamului nostru, ori artiștii noștri te și apreciază pentru calitățile tale pe care le ai și nu doar scene, dar și scene de concert, zic, dar și scene televizate. Adică oarecum ți-ai găsit un loc ușor acolo și în sufletul artiștilor noștri și în sufletul producătorilor TV și așa mai departe. Doar că acum, nu știu cum, totul se întâmplă la un alt nivel, orică și vârsta ta deja dictează cumva, da? Pentru că până acum te percepeam ca pe o copiliță și acum deja ești o fată matură, să zic. Da, evident, această experiență cu emisiunile la care am participat, chiar și concursurile, pentru că au fost foarte multe concursuri, atât naționale cât și internaționale, la care sunt laureată. Pot chiar să enumer câteva țări, SUA, de exemplu, Franța, am fost în Polonia, Ungaria, Germania. O colaborare de care eu mă mândresc foarte mult și sunt extrem de bucuroasă că am avut parte de ea este cea cu domnul Bedros Kirkorov. El, de fapt, m-a remarcat pe mine într-un festival din Ungaria, unde mi s-a oferit și premiul mare. I-a plăcut foarte mult de mine, s-a apropiat de mine, de familia mea și mi-a cerut contactele. Ulterior, am fost invitată să particip la un turneu de binefacere în Rusia. Am cutreierat ceva timp și erau mai multe locații în care am cântat, vreo 5 orașe. Deci aveam uneori 5-7 orașe independență și aveam uneori chiar 2 concerte pe zi, câte 6 piese live în concert și a fost o experiență de neuitat pentru mine, pentru că m-am antrenat foarte mult și vocal, dar și aveam un contact special cu publicul care ne-a așteptat de-a lungul anilor, de aceea menționez că eu am participat chiar 5 ani la rând în acest turneu, pentru că publicul de fiecare dată era bucuros să ne vadă și solicita parcă acest maraton de fiecare dată. Bravo! Mulțumesc! Aceasta este de fapt o experiență pe care mie îmi place foarte mult să mi-o readuc aminte, dar și mă bucur că pot să împărtășesc și cu voi. De asemenea, au fost colaborări și cu artiștii de la noi din țară și cu compozitori, printre care regretatul Valentin Dânca, de la care am o piesă în repertoriu Părinții mei, cu care am participat în concursuri, mai ales în România, și unde a fost apreciată foarte mult piesa aceasta. Mereu mă întrebau toți, cine ți-a făcut așa o piesă reușită? Uite că maestrul Valentin Dânga a reușit să o plăzmuiască și să o aducă la o formă foarte frumoasă și cu un mesaj sacru, aș spune eu, pentru că părinții noștri sunt cei care sunt alături de noi de fiecare dată, în fiecare zi, și ne cunosc cel mai bine, sunt îngerii noștri păzitori. Ce au zis părinții tăi de noul tău videoclip? Că ești acolo așa destul de îndrăzneață, să zicem. Da, aceasta a fost o încercare nouă pentru mine. Te-au susținut ei? Da, m-au susținut pentru că eu, de fapt, piesa a fost compusă de Smoli și versurile de Gloria. Noi am coordonat puțin cu atât cu muzica cât și cu versurile, pentru că eram tot așa în procesul ăsta de compoziție, chiar și eram de față în studio. Am lucrat cu Smoli împreună. Cu Gloria, eu i-am propus niște idei
care aș fi vrut să le și le-a inclus în piesa aceasta, erau despre perioada prin care trec eu acum, perioada de adolescență, și el a îmbinat foarte frumos în formă de versuri. Noi am hotărât ca să filmăm un videoclip deja după ce a fost realizată piesa asta, pentru că nu știam în procesul compoziției cum. Adică eram convinsă că o să iasă bine, pentru că știu atunci când am apelat la Smoli că este un profesionist și că va ieși ceva, o creație frumoasă. Și de asta, după ce a fost realizată piesa în toamnă, m-am gândit cu părinții mei, ascultând-o deja de repetate ori, le-am spus, uite, chiar mi-ar părea foarte bine și mi s-ar părea potrivit să facem și un videoclip acestei piese, pentru că mesajul, mai ales că este în limba română, ar putea fi interpretat într-o formă foarte frumoasă în imagine video. Așa. Și uite că noi am realizat acest clip. S-a născut videoclip. Da, s-a născut videoclipul în colaborare cu Cobzon Lab. Regizorul a fost Aurel Cobzon Mălai. El s-a ocupat absolut de tot. Noi am filmat în mai multe locații, vreo 5 locații. Cred că am abordat toate planurile posibile, toate locațiile. A fost și în studio, a fost cadre și în aer liber. Și am și fost și pe un deal, de unde se vedea o panoramă extraordinară. Acolo am filmat la apus. Atunci când vom viziona videoclipul, veți observa, este la final această scenă. Deci a fost foarte frumos construite toate momentele. Ce vine să însemne apusul ăla din... Apusul? Poate un nou început. Ah? Da, poate a fost asociat și cu răsăritul, pentru că la apus vine și ploaia. Ploaia despre care se vorbește în piesă, practic la fiecare refren este repetat, desculți prin ploi. Și nu asta a fost, poate, nu a fost intenția neapărat să apară ploaia în videoclip, pentru că mesajul piesei este altul, nu este despre ploaie, este despre adolescență, despre intemperiile, despre precipitațiile din adolescență, și am zis că la final, ca un punct culminant, să apară și ploaia, să fie ceva vizual care să se contopească. Sunteți mulțumiți de rezultatul final? Eu sunt mulțumită, mie îmi place ce a ieșit. Într-adevăr, la început arăt puțin matură, pentru că ideea este... E ok, e bine gândit pentru momentul ăla, dar vreau că te-am descoperit altfel, știi, decât te știam eu. Vreau să explic anume de ce apar mai matură, deoarece așa este construit scenariul. La început, eu duc o viață sau mi se impun anumite reguli. Eu trebuie să ascult de altcineva, ei trebuie să-mi spună cum să mă îmbrac, cum să arăt. Iată, uitați-vă aici, chiar sunt imaginile din sesiunea foto. Eu trebuie să mă îmbrac așa cum mie nu-mi place, prea mult pentru vârsta mea, prea împopoțonat, și eu vreau să fac o escapadă, să ies din tot ceea ce mie nu mi se potrivește și astfel apar mai lejeră, firească, naturală, apar lejeră. Okay, eu zic că o să descopere publicul, să nu dăm noi chiar toate secretele pe față, chiar dacă suntem la vedete fără secrete, dar să-i mai lăsăm să gândească ei acolo ce au, să spună, măi, dar ce au făcut. Vreau să văd care e reacția publicului tău, că cu siguranță ai și tu niște admiratori acolo. Deci cei care îți vizionează videoclipul, cei care te susțin pe Facebook, pe YouTube, nu mai știu eu pe unde ai tu, pe unde postezi ceea ce faci. Da, eu încerc să care fiu activă pe toate rețelele. Reacția? Ce zic eu oamenii? Am postat și teaseruri înainte să postez pe YouTube clipul, să public pe YouTube clipul, și toți mă întrebau, îmi spuneau că sunt nerăbdători să afle despre ce e povestea, cum va fi piesa, ce beat va avea. Adică erau curioși și mie îmi plăcea foarte mult acest lucru. După asta, după ce am publicat videoclipul, am observat aprecierea și susținerea lor, fără de care noi cred că nu am fi inspirați și, adică cântăreți, interpreții, nu am fi inspirați să facem lucruri frumoase în continuare. Dar ai avut și păreri negative? Că știi cum se întâmplă la noi, odată ce ești persoană publică, deja îți asumi niște chestii. Ai avut și critici? Nu prea am observat critici, adică poate nimeni nu și le-a exprimat atât de clar sau chiar nici sugestii răutăcioase, aș spune eu, nu prea am avut.
Parcă toți au fost satisfăcuți, dar eu, chiar dacă ar exista criticile, eu le-aș accepta, pentru că mai ales există critici care sunt constructive. Și există. Da, da, există. Există, dar nu, nu de la e chiar așa. Da, există și trebuie să le accepți de la cei care chiar pricep și cuvântul lor este respectat în acest domeniu. Bun, eu sunt de părerea că toate lucrurile sunt până la urmă relative în lumea asta. Și ceea ce îmi place mie foarte mult ar putea să nu placă deloc altuia și accept lucrul ăsta. Așa că chiar și aici... Da, te admir pentru asta. Chiar și la... Mersi. Chiar și la capitolul critici și sugestii și păreri profesioniste, aș avea niște rezerve. Eu cred că trebuie să continui să faci ceea ce îți dictează inima ta. Corect, asta în primul rând. Și să fii tu însuți și atunci o să îți găsești publicul tău și oamenii care o să te iubească pentru ceea ce ești, pentru ceea ce faci. Da, total de acord, categoric. Pentru că trebuie să ai încredere în primul rând în tine și în ceea ce crezi tu, în gândurile tale. Și nu trebuie să-ți fie frică. Trebuie să știi să încerci, să riști și să-ți asumi acest risc în fața publicului. Tot așa, cu curaj și gânduri bune, frumoase și profunzime sufletească, mergi înainte. Vreau să vedem videoclipul la această clipă, nu înainte ca să-ți mulțumesc, pentru că ai venit la noi, la Vedete Fără Secrete și te mai aștept cu mare drag. Mulțumesc foarte mult, s-a scurs foarte repede timpul și mă bucur că am fost aici la voi. Mulțumesc! Dragilor, asta a fost deocamdată, mai vorbim cu Lavinia și data viitoare. Acum vine videoclipul peste noi, așa, Val Vârtej, vizionare plăcută. Acum, ochii pe noi, hai! Vreau să mă ascund, nu mai vreau să mai aștept, eu nu mai fug, nu mai las ușile închise, nu mai las pe nimeni să-mi umble prin vise, eu nu mai vreau să mi se spună unde să merg, cât să stau, vreau să aleg. Desculți prin ploi, podesena, fără pensul și foi. O lume nebună, atâta culori. Cred în destin și nopți din viitor. Nimic nu e întâmplător. Eu mă mai caut în locuri noi, nori asupra mea sunt trecători. Aștept să vină zile senine, sunt clipe în care vreau să fiu doar eu cu mine. Eu nu mai vreau să mi se spună unde să merg, cât să stau, vreau să aleg. Aș vrea cum să fiu. Aud în jur atâtea voci străine care-mi dictează ce și cum ar fi mai bine. Desculți prin ploi, podesena, fără pensul și foi.
dragi prieteni, sperăm că v-a plăcut tot ceea ce s-a întâmplat până la această clipă în emisiunea noastră. Urmează să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și o să revenim imediat, tot cu gânduri bune și emoții frumoase. Stați cu noi! Dragi prieteni, am revenit după pauza noastră de publicitate și chiar acum în scena platoului nostru ne așteaptă un oaspete foarte și foarte drag. Este vorba de o interpretă care de curând a dat un mare concert solo, care s-a lăsat cu răsunet, așa, și care a adunat pe cât de mulți spectatori și telespectatori fideli, pe atât de mulți interpreți dragi. Eu zic așa, să mai păstrez suspansul, să vă gândiți oare despre cine este vorba. Și totodată zic să o primiți în casele dumneavoastră, chiar la această clipă, pe îndrăgita interpretă Liliana Prad. Bună seara și bine ați venit la Vedete Fără Secrete cu acest sărut dulce muzical.
Bună seara și bine v-am găsit! Sunt de fiecare dată bucuroasă și emoționată să fiu oaspetele vostru. Da, suntem și bucuroși că ne vedem foarte des și nu ne vedem pur și simplu așa, dar ne vedem întotdeauna cu noutăți și mari noutăți, cu boom-uri artistice, sau cum să zic. Acum e vorba de concertul solo, primul concert solo. Într-adevăr, ce să zic, sunt super, mega bucuroasă că acest spectacol s-a petrecut cu succes și am avut chiar feedback foarte, foarte, foarte frumos de la toată lumea. Au fost în sală prezenți foarte mulți profesori, foarte mulți oameni de artă, foarte mulți compozitori, foarte mulți textieri. Deci public cult. Da, au fost foarte mulți și toți mi-au venit cu mesaje de felicitare și chiar mi-au mulțumit, au zis că au fost profund satisfăcuți de prestația mea și de tot ce s-a întâmplat în scenă în seara aceea. Ați gândit dumneavoastră totul cum are să se întâmple, ați pus mult timp pe foaie, ați adunat toate gândurile bune și ideile, cum s-a întâmplat? Deci, și cum a venit ideea realizării unui concert? Deci m-am gândit la realizarea acestui spectacol în momentul când am avut piesa Formula Ideală și m-am gândit că este o denumire chiar foarte perfectă și pentru un spectacol. Deci noi ne gândeam de mai mult timp, familia noastră în general, fiindcă toți copiii mei știi că cântă, deci ne-am gândit să facem un spectacol, dar întotdeauna nu aveam timp sau și acum s-a primit, soțul meu zice, de ce nu organizezi un spectacol? Zic, hai să merg la sală să văd dacă este o zi liberă. Deci soțul v-a stimulat cumva. Da, într-un fel. Da, el mi-a zis, bravo, de ce nu? Bravo, iată așa toți soții trebuie să-și susțină. Parcă așa m-am gândit într-o glumă, mai mult în glumă, mai mult în serios, dar până la urmă am dus la doamna Bivol și am zis, doamna Bivol, spuneți-mi, vă rog, dacă în luna noiembrie, fiindcă numai în luna noiembrie am avut un loc ușor, mai liber ca să putem organiza un spectacol. Și zic, aveți o dată liberă în luna noi. Mi-a spus data de 15 și 16, pe care o alegeți, poftim. Deci eu am ales data de 15, când mi-a apărut mai frumoasă. Și poate că era și una și alta zi de lucru. Deci pentru spectatori este mai greu să aduni o sală de spectatori în zile de lucru decât în weekend. Dar am riscat. Parte a fost sala am plină riscat, și a fost da. Okay. Și cel mai important e că nu că a fost sala plină, dacă nu a plecat nimeni până la sfârșitul spectacolului, pentru că am fost invitați în mai multe spectacole când vedeam singură că după partea, la partea a doua spectacolului lumea mai pleacă. Deci când sunt obosiți, se grăbesc acasă sau nu le place programul din spectacol. Aici au rămas chiar și copiii mai mici, chiar cei care nu erau încă la școală, niște copii mai mici care au suportat tot programul, cu toate că el a fost aproape 3 ore. Deci cred eu că le-a plăcut dacă eu au rămas. Ei au stat pentru că le-a plăcut și faptul că a schimbat multe ținute vestimentare interesante și au fost dansatori. Mie lumea din sală îmi spunea că, uite, tu știi ce se întâmplă acolo, toți copiii fac șpagate, dansează, repetă cu dansatori. Dansatorii adică perfecți. O energie foarte dansatorii pozitivă. Perfecți, țin chiar să le mulțumesc foarte mult dansatorilor. Dansatorii perfecți și ei schimbau ținutele de fiecare dată. Da. Deci de asta a fost spectaculos. Totul a fost bine organizat, bine pus la punct. Deci fiecare imagine din la fiecare piesă, imaginea de pe LED era diferită. Deci domnul care a lucrat asupra graficii a fost un domn extraordinar. Deci toată lumea a fost setată pe unda creativității. Toți au făcut un lucru excelent. Toată echipa a fost pe nota 10. Ați spus că de la dragostea asta din familie, dragoste de cântec, de formula asta ideală, v-a adus în pragul acestui concert datorită copiilor dumneavoastră, pe de altă parte, nu doar susținerii soțului, l-ați realizat că, într-adevăr, sunteți o echipă de artiști. E foarte simplu. Cu asta și am început spectacolul. Pentru mine a fost important să arăt anume formula ideală a noastră, a familiei noastre, că suntem 5 cântăreți în casă și mai rar această formulă există în alte familii și de ce nu să încântăm publicul cu ceea ce avem noi, să nu ținem doar pentru noi, dar să arătăm publicului. Lumii. Și uite că anume cred că formula asta
anume a noastră în 5 a fost, cred că, cel mai plăcut moment din acest spectacol. Deci asta a fost însă și cheia. Cheița, da, succesului. Firul ăla roșu, da? Eu cred că asta cel mai mult place publicului. Toate că mi-au zis că și repertoriul meu le-a plăcut, care a urmat. Deci... Apropo de asta, ați cântat foarte multe piese. Da, 20. Păi e un progres, e... Oh, e ceva să poți să ții piept, nu? Deci, da, dar... De copii vorbind, vă mai amintiți cum a fost interpreta Liliana Prado pe atunci copil, în copilărie? Liliana Prado, copil. De unde vine? Chiar copil, deci tatăl meu este muzician și toți frații lui, deci e o dinastie întreagă de muzicieni. Tatăl meu toată viața a lucrat profesor la școala muzicală, deci el posedă foarte multe instrumente muzicale pe care le... Trebuie să veniți odată și cu tatăl meu, numai decât. Și deci mulți ani la rând a mai lucrat și director consecutiv la școala muzicală din sat. De unde sunteți? Păi din Soroca Vărâncău, deci tatăl meu de acolo, mamica din Parcani. Dar, să zic așa, a fost o tristețe a copilăriei mele când părinții mei au divorțat. Dar, bun, am păstrat relația, am mai mers pe la tatăl când am crescut mare și acum mai comunicăm. Dar... Nu am fost foarte mult atașați așa, ca să, dar mai ținem unele relații. Aici văd pe o zi din copilărie, am un singur frate, deci am un frate. Deci în copilărie am fost eminentă la școală, am fost cântăreața satului meu la toate spectacolele organizate la Casa de Cultură, eram permanent invitată de mică. De mică, întotdeauna, chiar și dacă mergeam pe lângă o nuntă în sat și mă vedeau, cei care cântau mă chemau, vină să cânți o piesă aici la nuntă. Deci nu refuzam niciodată, eram cântăreața, ei toți știau că eu cânt. Deci eu eram întotdeauna binevenită oriunde, oricând. Dar pe scena muzicii naționale ați apărut puțin mai târziu, oarecum. Deci eu am apărut... N-ați continuat, după ce ați terminat școala, nu, în adolescență, n-ați continuat cu mai muzica? Mai ales că eu am învățat la colegiul de arte, am vrut la vocal, dar... Am fost nevoită să aleg un instrument muzical, fiindcă nu era vocal. Și ce instrument posedați? Și am cântat la flaut. Deci am cântat într-o orchestră de stradă la Colegiul de Arte din Soroca. Deci mi-am făcut studiile acolo. Mai știți să cântați acum? Acum mai puțin, dar am flautul până în ziua de azi. Da, vă rog, data viitoare, facem o emisiune dedicată flautului. Și aveam... fete care au ales alte instrumente, fiindcă nu puteam să cântăm toți la același instrument. Evident că toți vroiau la pian, când îi întrebai la ce vrei să cânti. Dar nu era posibil. Trebuia să facem o orchestră și în orchestră trebuiau să fie instrumente diferite. Deci eu am ales flautul, fiindcă e mai feminin. Au fost fete și la trompetă, și la saxofon, wow, și la chitară. Deci eram jazzy tolcă de ușcă, știi cum zic rușii. Așa. Dar... Deci a fost o experiență foarte frumoasă pe care am continuat-o la Academie de Arte. Aici, în general, erau 50 de băieți în orchestră și eu una singură, o fată, deci eram foarte alintată. Unul împumnea pupitru, unul notele, unul scaunul, era foarte interesant. Unul ceaiul. Da, deci aici aveam poze de la Academie de Arte, au fost mai înainte poze cu colegii de la Colegiul de Arte din Soroca. Și am avut așa... Deci ați fost instrumentistă. Da. Asta nu vă cunoșteam în calitate de interpretă. Nu, fiindcă nici nu am continuat pe calea muzicii mai târziu, fiindcă când m-am reîntors în satul natal, deci nu aveam une să mă manifest evident ca instrumentist. Am fost, numită ca șefa Casei de Cultură într-un sat, unde m-am dus iarna prin nămeți și nu era nimeni să-mi dă primire instrumentele și nu știu ce, și m-am descurajat. N-am mai acceptat, deci să fiu, erau niște condiții acolo extrem de... E complicat la sala. Complicat, da. Și apoi am părinții din sat, văzându-mă la seratele dansante, mi-au propus să organizez un colectiv de dans pentru copii. Că la țară nu prea erau posibilități pentru copii. Și am început, uite, să predau ore de dans la copii. Deci cu totul altă direcție. Dar și mai apoi...
Deci de fiecare dată chiar organizam spectacole pentru părinți ca să vadă rezultatul, deci spectacole. Chiar eu le coseam ținute, deci scenice la copii ca să, talent, să fie, adevărat. Da, ca să deci fie. Deci nu știam că aveți atâtea talente, deci nopțile nu dormeam. Păi eu și la copiii mei, la începuturi le coseam singură noaptea costumile. Ia vedeți. Da, și deci stimulați ca să fie creativ, că la dumneavoastră copii își dansează și cântă. Bun, da, în toată povestea asta, când a apărut familia, până în momentul în care Liliana Prado a devenit interpretă? Nu, de familia a apărut și după ce a apărut primul copil, după ce am descoperit talentul lui la grădiniță, că cântă foarte frumos, nu m-am așteptat. Deci atunci am început să mă ocup cu copiii mei, după ce i-am lansat toți patru, fiecare pe rând, primul după ce a început să apară la ecrane și cel mai mic îl vedea, zicea, dar de ce eu nu cânt? Deci eu nu puteam să nu-i fac parte și lui. Și patru la număr! Și patru la număr pe fiecare, acolo, nu? Fiecare vroia să se manifeste și fiecărui i-am făcut, i-am dat comandă de piese special, tematica care le plăcea lor. Am lucrat foarte mult cu domnul Dânga pentru când la începuturi lucram cu Olivier Junior și Laurentino. Am avut piese a domnului Dânga special create pentru ei. Apoi cel de-a treilea avea altă, îi plăcea altceva, nu ceea ce le plăcea celor mari. Deci am fost nevoiți să dăm comandă de o piesă despre mașinuțe, că el era foarte îndrăgostit în mașinuțe. Și domnul Stârcea ne-a făcut o piesă despre mașinuțe, o piesă așa mai educativă, care se vorbește în ea despre orașele Moldovei și despre mărcile de mașini. Deci am făcut și piesă. Bucitate, apoi. Apoi Olivia vroia despre prințesă, deci noi am mai făcut piesmene, dar prințesa, și mai ales că îi place muzica clasică și am zis, vă rog frumos, ne-am adresat domnului Vitali Andreeș, doamna Eugenia Andreeș Carabut, ne-a făcut piesa Oglinjoara Fermecată, ne-am făcut chiar și un videoclip unde am rugat în instrumental, vă rog frumos să ne puneți ceva clasic. Și așa s-a primit o piesă extraordinar de frumoasă, care a fost foarte admirat și admirat în continuu de micii admiratori. Deci i-ați lansat pe toți patru. Și apoi după care domnul Dânga, tot mergând la studio cu copiii pentru înregistrările, el era permanent prezent la înregistrările pieselor și eu fredonând, fiindcă eu mă ocupam cu copiii, evident, cu piesele, cum să le învățăm, cum să fie corect. Și vocalizam, deci învățând copilul cum să corect să interpreteze ca să înregistrăm piesa, dumnealui zice, doamna Liliana, dar dumneavoastră aveți voce foarte frumoasă. Zic, mulțumesc, domnul Dânga, zice, de ce nu încercați o piesă și dumneavoastră? Și dumnealui m-a încurajat să fac prima piesă și uite, am făcut prima piesă, dar... Și au venit 10 din dar, urmă, iară, da? Știi, au venit multe din urmă, multe propuneri, multe de la toți compozitori, am colaborat cu foarte mulți, dar uite, piesele astea, mai ales de la începuturi, eu nu le-am promovat. El era undeva... Piesa Sărut, pe care v-am prezentat-o în această seară, este o piesă de foarte de demult. Dar pentru noi sună nou, da? Deci pentru spectacol eu am făcut o haină nouă, i-am făcut alt aranjament muzical, i-am făcut, deci am reînnoit-o și am scos-o în evidență să o asculte lumea, fiindcă e o piesă frumoasă. Și de ce nu un sărut? Să ne trezim fiecare cu un sărut dimineața și o să meargă ziua mai bine și mai pozitiv. Deci am reînnoit piesele pe unii trebuiau să le reînnoim și să le aduc. Deci scopul spectacolului, ca să arăt arta, creația pe care am făcut-o până acum, să nu doarmă undeva, dar să o ascult publicului larg, ca să o ascultă și să o vadă, să o împart cu ei. Cred că... V-a reușit. Da, a reușit, cred că a reușit. Au fost mesaje diferite. Prin viață trecem și prin mai bine, și prin mai rău. Fiecare om trece prin emoții și mai bune, și mai rele. Deci trebuie să aduci în fiecare sufletel ceea ce simte el, ceea ce crede el, ceea ce are în viață. Deci eu cred că am atins toate inimioare. Toate laturile. Sunt multe lucruri de povestit, atâta cât nu ne ajunge nouă timp la emisiunea asta, din păcate. Totuși, când vă uitați în urma experienței de viață pe care le-ați acumulat-o și în urma tuturor succeselor pe care le-ați acumulat alături de frumoasa dumneavoastră familie, care sunt cele mai mari realizări totuși? Așa dumneavoastră ca femeie, de latura profesională sau personală, totuși, cum e cântarul? Eu cred că cele mai mari realizări ale mele sunt totuși copiii mei. Ei sunt tot pentru mine, o mamă, pentru tatăl, cred că e exact la fel. Pentru noi copiii sunt cele mai de preț comori.
nu poate fi ceva mai scump și mai ales că atunci când, da, desigur, nu am putut să mă lansez în carieră mai degrabă pentru că am pus foarte mult accent pe educația copiilor mei. Deci eu foarte mult m-am consacrat lor. Confirm, chiar sunt niște copii deosebiți, de o cultură înaltă și educația. Este important temelia, baza pe care o pui, fentru că mai departe e mai ușor când atunci când baza este bună. Sănătoasă. Da, mai departe este mai ușor. Și asta e, cred că. Sărind așa de la o temă la alta, despre frumusețea feminină vreau să vorbim la această clipă. Remarc și ținuta din această seară, care este spectaculoasă, cu adevărat, și frumusețea aici lăuntrică, dar și fizică, pe care o aduceți mereu. Încerc. Cum o păstrați? Sunt copiii de vină că trebuie să fiți mereu motorașul, așa? Poate și asta, că nu fac ceva special pentru a mă menține în formă, deci eu cred că sunt activă și mereu în mișcare, este secretul. Bine pentru orice femeie. Deci femeile trebuie să fac 4 copii ca să aibă silueta perfectă, da? Nu 4 copii, zic să fie mai active în mișcare, de atunci când nici nu te gândești că timpul trece și ziua trece mai ușor. Și să zic, nu fac nimic special pentru asta, dar referitor la ținute, avem noroc că în Moldova sunt foarte mulți artiști, designeri care muncesc și care au o calitate înaltă și am avut o colaborare foarte frumoasă și cu Eugen Evgeni Hodoroșcov și acum ultimele ținute mi le coase Vasile Vozian. Avem niște artiști extraordinari, sperăm să țină ritmul și să rămână în țară, să nu plece peste hotare, că avem nevoie de ei și să rămână aici. Asta vrem și noi să fim la modă, nu? Da, de ce nu? De ce să pleci să îmbraci doar pe cei europeni, dar nu pe noi, aici în Moldova tot avem nevoie. Deci ținuta asta chiar este ultima creată de Vasile Vozian. Este, cred că, una reușită. Chiar e, bravo întregi echipe. Bun, mai avem multe întrebări de răspunse, dar timpul nostru a expirat, așa e. Nu ne dau voie directorii noștri să lăjim emisiunea vreo 3 ore măcar. Da, doamna Liliana, ia vă rog frumos să faceți ceva în seara asta, că vedeți cum e la noi la emisiune, nu mai mântuim vorba. Nu, trebuie să plictisim publicul, mai bine câte un mic... Știi administrația noastră, știi, dragilor, dar noi suntem mereu dornici de discuții, de oaspeți, de spectatori. Eu vreau să revenim la concert pentru că luăm chiar la această clipă, adică în foarte puțin timp, o să luăm o piesă chiar din concertul Formula Ideală pe care l-ați prezentat cu mare drag publicului dumneavoastră. Deci, iarăși, va fi o piesă care a fost reînnoită, este de foarte mult timp, reînnoită, reînregistrat, copiii li s-au schimbat vocea, deci o piesă reînnoită total și adusă iarăși din nou publicului să o cunoască. Zic să luăm piesa chiar acum, ce spune? Da, se numește? Dar noi ne dorim. Dar noi deci ne este o piesă unde copiii intră în scenă la refren. Deci unde copiii cântă la refren. Deci, dar cum este să lăsăm telespectatorii să vadă? Vă mulțumesc tare mult că ați găsit timp să veniți astăzi la Vedete Fără Secrete. Eu vă mulțumesc și sper publicul să fie mulțumit și să aștepte că în curând va fi pe micile ecrane și spectacolul pentru toți cei care n-au reușit să vină în seara asta, în seara spectacolului, vor avea posibilitatea să urmărească spectacolul duminical, cred că cu Liliana Prado, Formula Ideală. Dragii noștri, pe această notă vedeți pozitivă ca de fiecare dată încheiem și emisiunea de astăzi. În continuare urmează să rămâneți în compania interpretei Liliana Prado și copiilor dumneiei frumoși. Eu vă dau întâlnire și data viitoare, tot aici în studioul nostru cald și mereu dornic de voi, de prietenii noștri adevărați. O seară frumoasă, pe curând! Toată viața mă gândesc în zădar să nu trăiesc, prin puterea de cuvânt să fac bine pe pământ. Viața mea sunt anii mei, cine sunt eu fără ei? Când îi număr mă gândesc,
că ceva mai doresc. Dacă ne dorim să știi, mama noastră tu să fii, și ne mai dorim la fel, o familie e model. Ce mai mult dorim să știți, pe voi să vă avem părinți, chiar și dacă nu sunt legi, pe părinți să ți alegi, pe părinți să ți alegi. Mi-aș dori ai mei copii să-mi aducă bucurii, când mi-ar fi vreodată rău, ei să-mi fie leacul meu. Eu cu dragoste să-i cresc și cu ei să mă mândresc, să mă bucur că am trăit, nu degeaba pe pământ. Dar mă ne dorim să știi, mama noastră tu să fii, și ne mai dorim la fel, o familie e mai.